Bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de participare la această conferință de presă. Suntem astăzi prezenți aici pentru a vă familiariza cu lansarea unui instrument necesar pentru activitatea poliției. Și elem în calitate de vorbitori, astăzi pe Cornel Levidenski, secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Ruslan Puverga, director al Asociației Obștești Inițiativă Pozitivă, Alexandru Cucârță, coordonator programe UNDP, Vecislav Pogoja, colonel, șef al Direcției Regionale Centru al Inspectoratului General de Carabinieri, Dumitru Scurtu, șef Direcției Management Operațional al Inspectoratului General de Carabinieri și eu sunt Ion Turcanu, șeful Direcției Investigării Infracțiuni Legale de Droguri al Inspectoratului Național de Investigații. Inspectorat de stat. Stimată audiență, în numele Ministerului Afacerilor Interne, salut prezența partenerilor noștri, reprezentanții ai Biroului ONU pentru prevenire și combaterea consumului de droguri din Chișinău, Asociația Obștești Inițiativă Pozitivă, precum și acceptul mass media de a transmite publicului acest eveniment. Ministerul Afacerilor Interne împărtășește problemele comunității și urmărește soluționarea acestora prin elaborarea și implementarea mecanismelor și instrumentelor calitative. Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul subdiviziunilor sale, adesea este în prima linie de confruntare a mai multor crize din societate. MAI este mereu preocupat de dezvoltarea cadrului de reglementare a intervenției în prevenire și controlul maladiilor transmisibile, în mediul grupurilor de risc sporit de infectare, inclusiv infecțiile de HIV, tuberculoză, hepatitelor virale sau COVID-19. Precum și asigurarea securității funcționale în exercitarea de către efectivă atribuțiilor de serviciu. În scopul asigurării intervenției performante în partea angajaților, autorităților administrative și instituțiilor din subordonarea MAI în prevenire și controlul HIV și tuberculozei, inclusiv în mediul grupurilor de risc sporit, referirea persoanelor dependente consumului de droguri, diminuarea problemelor asociate comportamentului de risc și pericol în societate, astăzi oficializăm și inițiem în premieră un mecanism de referire a persoanelor din grupul de risc sporit de infectare la servicii de tratament, suport sau reabilitare. Instrumentele care vor fi utilizate în acest proces sunt în mare parte înglobate în cadrul aplicației mobile Police Assistant, care a fost elaborat în parteneriat cu Biroul ONU pentru prevenire și combaterea consumului de droguri din Chișinău, Asociația Inițiativă Pozitivă, Inspectoratul General de Poliție și Inspectoratul General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, carabinierii și polițiștii urmează să beneficieze de o formare continuă cu privire la modul de asigurare accesului persoanelor la serviciilor de prevenire, suport, tratament și reabilitare. Vor dezvolta deprinderi practice de acordare a primului ajutor premedical în cazul supradozării cu droguri, dar și în cazul altor situații cu risc pentru viață și sănătate persoanelor. În această ordine de idei, combinarea politicilor orientate spre țintă, spre probleme, cu un spectru mai vast de tactici și intervenții, îmbunătățește eficiența acțiunilor de menținere și asigurare a ordinii publice, fiind caracterizate pentru un grad înalt de coordonare, vizibilitate și transparență. La final, țin să aduc mulțumiri organizatorilor acestui eveniment, organizațiilor internaționale și naționale, ONG-urilor și mass media pentru aportul depus în profilaxia infecției HIV, tuberculozei, COVID-19 și interacțiunea cu grupurile vulnerabile de risc sporit și îmbolnăvire. Vă mulțumesc pentru atenție și vă garantăm că Ministerul Afacerilor Interne este și va fi mereu deschis la cele mai noi performanțe, la cele mai noi mecanisme și la suportul ONG-urilor și suntem într-o plinitudine de idei, mereu suntem gata și deschiși pentru o colaborare cu societatea civilă pentru a îmbunătăți viața cetățenilor Republicii Moldova. Перед тем, как пожелать нам всем успехов в новой нашей совместной инициативе, хочу, во-первых, поблагодарить МВД за открытость к сотрудничеству и за все те перемены, которые являются очевидными. Так уж случилось в моей жизни, что в молодости у меня была глупая ошибка, я долгое время употреблял наркотики, поэтому взаимодействовал с полицией чуть-чуть по-другому. И не секрет, что
те подходы, которые были уместными 20 лет назад, и то, что есть сейчас, это небо и земля. Это заслуга как бы, той смелости, открытости и всем тем реформам, переменам, которые происходят в системе внутренних дел. Особо ценным является стратегия внедрения подходов коммунитарной полиции, когда полиция ставит во главу угла не преследование наказания, а построение доверительных отношений с обществом, сообществами отдельными. И, естественно, это возлагает огромную ответственность и дополнительные задачи на сотрудников полиции. И для нас стало вызовом, как сделать так, чтобы вот эти дополнительные задачи не стали непосильным бременем. И мы нашли одно из решений, которое одну из задач позволит немножечко облегчить. И этим решением является мобильное приложение. Мы вообще абсолютно верим в то, что открытое, эффективное, конструктивное взаимодействие, в котором нету ни капельки дискриминации, и способность мыслить креативно и находить новые технологические решения для каких-то сложных задач, это та среда, в которой можно добиваться эффективности. Так вот, все это мы попытались поместить в приложение, которое позволит полицейскому в любое время, в любом месте иметь доступ к нужной полезной информации, которой он может воспользоваться, во-первых, для того, чтобы обезопасить себя в контексте коммуникабельных заболеваний. Во-вторых, знать, как взаимодействовать с теми или иными представителями ключевых уязвимых групп. И самое главное, очень быстро переадресовать человека к тем услугам, от которых зависит качество жизни человека. Я очень надеюсь, что мы в ближайшие буквально сроки, путем того, что запустим эту эффективную идею, мы увидим конкретные результаты, которые в дальнейшем мы сможем масштабировать не только в сфере ВИЧ-СПИДа и ключевых уязвимых групп. Есть другие такие же самые не менее важные проблемы, которые можно будет масштабировать в этом формате. Спасибо большое за открытость. Programa, din numele programului Național Unit, vreau să mulțumesc pe de-o parte Ministerului de Interne pentru deschiderea și implicare în acest proiect inovativ. La fel aș vrea să mulțumesc colegilor din Inițiativa Pozitivă care au venit cu această idee și care trăiesc și cred profund în utilitatea și în eficiența acestui instrument, pe care noi, din numele Programului Național Unit pentru Dezvoltare, l-am susținut și suntem convinși că va ajuta organele afacerilor interne, fie că este vorba despre angajații poliției, fie că este vorba despre angajații de Inspectoratul General Carabinierilor, pentru a interacționa cu grupurile vulnerabile la HIV și vor servi acel punct primar, acea punct de referință primară pentru a putea asigura conectarea acestor beneficiari cu serviciile necesare din comunitate. COVID-19 ne-a arătat că poliția este prima linie, este în prima linie de contact și referință și acest instrument, chiar dacă este legat de referința persoanelor care sunt vulnerabile HIV, poate servi ca un model pentru alte interacțiuni, așa cum a menționat Ruslan, pentru a putea conecta poliția cu alte servicii, cu necesitățile membrilor comunității, astfel încât comunicarea și interacțiunea dintre poliție să se ridice la un alt nivel, utilizând tehnologiile moderne și inovațiile disponibile nouă. Acestea fiind spuse, sunt convins că implementarea acestei aplicații, acestui instrument în activitatea poliției va ajuta la promovarea ideii de activitate polițienească comunitară, va spori încrederea în organele de, dar și va ridica serviciile poliției, serviciile de asigurare securității în comunitate la un nivel mai înalt și astfel încât fiecare noi să se simte sigur și protejat în comunitățile în care facem parte. Cu acestea fiind spus, vreau să vă mulțumesc încă o dată și așteptăm deja rezultatele nevrucite ale implementării acestei aplicații care pot fi scalate, ridicate la un alt nivel în urma activității de pilotare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Alexandru. Eu aș vrea mai întâi toate un pic de retrospectivă ce ține de lansarea acestui proiect, acestei aplicații. Când am fost în discuții permanente cu societatea civilă și se întreba despre care sunt necesitățile poliției pentru a acționa și reacționa prompt la necesitățile deja a societății, a oamenilor,
ne-am confruntat cu situația că polițiștii, în activitatea lor, deseori, având prea multă documentație, prea multe acte normative care trebuie să le cunoască, sunt puși în situația când mai trebuie să mai răsfoiască ceva în plus pentru a putea a cunoaște tot ce este necesar legat de activitatea lui, dar polițistul, care să luăm, nu este cel mai bun specialist în toate domeniile. El este obligat să cunoască din toate domeniile cât ridic, iar această aplicație care a fost lansată astăzi, pe care o prezentăm, este în special dedicată polițistului, în primul rând pentru a beneficia de cunoștințe, pentru că ea conține foarte multă informație legată de, în primul rând, astăzi vorbim despre consumatorii de droguri, despre domeniul drogurilor la general și despre maladiile infecțioase care sunt transmise prin contact în timpul comunicării, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu a polițistului. Și respectiv vorbim de al doilea aspect al aplicației, procesul de referire a consumatorilor de droguri către servicii medicale, pentru că noi cu toții am recunoscut, noi cu toții am menționat nu odată că dependența de droguri este o boală și ea trebuie tratată ca atare. Trebuie implicarea multidisciplinară, implicarea specialiștilor pe domenii și respectiv, prin această aplicație, beneficiem de acea informație referitor la serviciile care sunt valabile la ziua de astăzi pentru consumatori de droguri sau alte tipuri de persoane care suferă de alte maladii. Și polițistul, având la îndemână aplicația electronică, poate cu ușurință să vadă care este cel mai apropiat centru care poate să acorde asistență unei persoane cu care a intrat în contact. Și ne mai vorbim de faptul, cum am menționat, sănătatea este în primul rând și noi, având grijă de sănătatea angajaților de poliție, în primul rând vrem să-i instruim ce au de făcut, cum trebuie să reacționeze atunci când intră în contact cu o persoană din grupurile cu risc sporit de infectare. Respectiv, ca să-l denumim așa proiect pilot sau acolo unde vrem mai întâi de toate să implementăm acest mecanism de referire a persoanelor, vorbim de Inspectoratul General al Carabinierilor, fiindcă în activitatea noastră ne-am convins că carabinierii sunt cei care sunt în prima linie, interacționează cu oamenii în timpul activității de patrulare pe străzi și în ultima perioadă de timp sunt foarte activi la relevarea cazurilor de consum a drogurilor în stradă, de relevarea a infracțiunilor ce țin de droguri și respectiv pentru ei, în primul rând, este destinat acest produs la momentul de față, iar ulterior sperăm extinderea aplicației respective la nivelul întregului Minister al Afacerilor Interne. În această ordine de idei vreau să mulțumesc societății civile, în special Inițiativei Pozitive pentru ideea aceasta care a apărut și produsul final pe care ne-l oferă astăzi, organizațiilor internaționale, în special UNDP, pentru finanțare și pentru suportul acordat în activitatea noastră zi de zi. Nu vorbim doar de fenomenul drogurilor, dar și alte procese care au loc permanent în activitatea noastră. Vreau să ofer cuvânt reprezentantului Inspectorului General al Carabinierilor. Da, bună ziua, domnul secretar de stat, onorat asistență. Dacă îmi permiteți să vă aduc și eu un sincer mulțumesc pentru aplicația care o să fie în premieră aplicată de militari Inspectoratul General de Carabinieri. Dacă să mergem puțin pe statistică, adică de ce s-a luat decizia de către colegii noștri de la Inspectoratul General de Poliție ca să ne acorde nouă suport și asistența pur în aplicarea aplicației date, deoarece noi în anul 2020, ieșind în patrulare chiar pe perioada de COVID, când erau restricții de ieșire din locuințele fiecărui cetățean, legată de COVID-19, oricum am atestat reținerea la 182 de cazuri de consum și păstrarea drogurilor, unde, având aplicația, noi avem să ghidăm mulți cetățeni, deoarece cunoașteți că Inspectoratul General de Carabinieri, pe timp de pace, fac activități polițienești, mențin și asigură ordine publică pe teritoriul Republicii Moldova. Numai în anul acesta, dacă se uităm într-o lună jumătate, noi deja avem 45 de cazuri depistate de păstrare și de consum de droguri, care au fost persoanele reținute și transportate la inspectoratele
teritoriale, unde iarăși, având aplicația, noi putem să-i ghidăm ca să poate pleca la un centru, să fie direcționat la un centru ca să se acorde asistență cât psihologică, cât și medicală. Problema că noi suntem un suport societății, dar iarăși, având aplicația, noi putem să-i ghidăm, putem să evităm cazurile de documentare, fiind numai în suport, adică sunt persoane depistate cu droguri, chiar fiind și minori. Unde iarăși putem interacționa cu tutelii, părinții, bunicii, acestea, unde putem să-i ghidăm, uitați-vă că dacă vreți să scăpați de viciul ăsta, cum a spus și colegul nostru, că este o boală, ca să tratați de acum, de la început, viciul ăsta, vă puteți adresa la centru X sau, nu în ultimul rând, și acordarea asistenței militarilor noștri în caz de reținere unei persoane care este bolnavă de o maladie, așa cum s-a vorbit anterior. Vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră pentru încrederea acordată și punerea cât în curând aplicației pe gadgeturile noastre care o să le avem și cu Doamne ajută! Vă mulțumim pentru prezență, pentru audiență. Dacă aveți întrebări, suntem dispuși să răspundem. Încă o dată vă mulțumim de atenție presii și de acceptul de a mediza acest aspect foarte important pentru a proteja societatea noastră de viciile consumului de droguri, precum și de viciile care le creează grupurile de risc.